stimați jurnaliști, bună ziua și bine ați venit la conferința de presă organizată de Federația Națională din Moldova cu genericul prezentarea echipei Davis Cup la Campionatul Mondial pe echipe Davis Cup 2024. Despre ce dorim și ce așteptări avem de la acest eveniment internațional ne va vorbi domnul Ceslav Ciuhrii, președintele FNTM, Andrei Ciumac, capitanul echipei, și cel mai bun tenismen al Republicii Moldova, Radu Albăt, care în acest an va face parte din echipa națională. După discursul participanților, veți putea adresa întrebări. Vă mulțumim mult pentru prezența. Stimate domnule președinte, aveți cuvânt. Bună dimineața! În primul rând vreau să vă felicit cu sărbătorile trecute, să vă urez un an nou cât mai bun. Multe evenimente sportive interesante și nu numai sportive. Așa cum a spus Natalia Belibova, scopul acestei conferințe este prezentarea echipei la competiția Davis Cup, care va avea loc în Uruguay, Montevideo. Suprafața terenurilor va fi acoperită cu zgură, iar echipa națională va avea cea mai bună componență datorită acordului lui Radu în acest an. Ne bucurăm că face parte din echipă. După cum știți, anul 2023 a fost un an foarte bun pentru echipa națională. Noi am reușit să ne calificăm în grupa a doua mondială datorită prestației cu succes a echipei formate din Cosbinov, Snițar și Kazak și cu capitanul Andrei Ciumac. Iar la acest moment, datorită faptului că Radu Albăt are disponibilitatea să joace în această perioadă, vom avea cea mai bună componență. În Uruguay vom întâlni echipa din Uruguay. Au tenismeni foarte buni, au tenismeni foști lideri mondiali. Nu știu dacă vor juca sau nu. Iată, înainte de conferință am discutat ceva cu Radu și să îmi spune că îi cunoaște și să vedem. În scurt timp vom vedea componența lor. În cazul în care vom câștiga această competiție, vom juca în luna septembrie. Nu se cunoaște încă care va fi țara cu care vom juca și vom evalua în grupa următoare, adică grupa întâia. Asta va fi o premieră pentru țara noastră. În această zonă ne-am mai aflat odată, în zona a doua mondială, ne-am mai aflat în 2016. Am avut șansă în 2016 să ne calificăm, însă am ratat-o. Iată, anul acesta avem din nou șansa să ne calificăm în grupa întâia. Mulțumesc pentru că ați venit astăzi să ne susțineți și dacă aveți întrebări, o să puteți să le adresați la sfârșit, după ce vor lua discursul jucătorii. Mersi mult, domnul Ceslav. Vă rog frumos, Radu. Da, bună ziua. Mersi că ați venit cu toții. Nu am fost niciodată în această sală, cum am vorbit mai devreme. Este în premieră pentru mine. Bine ați venit la conferința de presă cei ce legat de Cupa Davis 2024. Vreau să spun că băieții au fost bravo anul trecut, că au putut trece în sfârșit de grupa a treia și pot juca și eu acum Cupa Davis într-o zonă mai sus, în grupa a doua. Sigur că vom fi în companie, să cum a spus domnul Ceslav, cei mai puternici jucători de tenis din Moldova la moment. Sperăm să jucăm bine acolo. Cred eu că va fi
vor fi meciuri nu ușoare, pentru că nu este niciodată ușor să joci în deplasare, mai ales împotriva adversarilor din America Latină, care sunt cunoscuți ca suporteri foarte înrăiți în fotbal, în tenis, presupun că la fel. Plecăm din timp cu echipa să ne pregătim pentru terenurile de acolo. Vom juca un turneu în Uruguay, eu personal. Voi juca un turneu în Uruguay ca să mă aclimatizez cu timpul de acolo, cu condițiile de acolo, poate și suprafața de acolo să fie plus minus la fel ca la Cupa Davis. Sigur că vom face tot posibilul cu băieții ca să câștigăm toate meciurile, ca să ne calificăm în turul 2. Din câte am înțeles eu, avem o șansă foarte bună în caz că vom câștiga să jucăm acasă următorul meci, ceea ce nu s-a întâmplat foarte de mult deja, ceea ce cred că mulți fani ai tenisului ar dori să se întâmple, la fel și noi dorim să se întâmple acest lucru. Și desigur plecăm doar cu gândul la un câștig, plecăm doar să învingem echipa Uruguay și să ne întoarcem câștigători. Mersi mult, Radu. Mersi și eu. Mersi. Și Andrei Ciumac, care este capitanul echipei, ne va povesti, cred că, despre pregătirile echipei și strategii care eu are. Bună ziua la toți! Răspund mersi Federației și domnul Cesă că iarăși mi-a fost acordată posibilitatea de a fi capitanul echipei. Anul trecut am jucat bine, am promovat în zona a doua. Sper și că acum cu Uruguay vom câștiga. Îl avem pe Radu în echipă, ce ne avantajează foarte mult. Sper eu. Da. Și cred că sper că vom câștiga. Noi plecăm mâine deja cu Radu și cu Ilie Cazac. Cum Radu a spus, va juca un turneu. După vom avea o săptămână de antrenamente tot acolo unde și vom juca Cupa Davis pe terenul Licelea. Da. Cam așa. Mersi. Și a venit timpul pentru întrebări. Vă rog frumos. Ilie ar dori ceva să spun tot. Bună ziua la toți. Tot vreau să spun că sunt foarte mulțumit că de data asta tot sunt în echipă. Anul trecut la fel am jucat în Cipru, am jucat toți bine. Ne-am promovat în grupa a doua și sperăm să câștigăm și anul ăsta. Mulțumim. Ilie Cazac este cel mai tânăr jucător junior din Republica Moldova. El este un junior de top în Moldova. Are clasament top 500 în rankingul ITF Juniors și face parte din echipa Davis Cup deja a treia oară. Da, al treilea an. Oho. Da. De casă, da. Experiență foarte bine. Foarte bine. Mulțumesc mult participanții și vă rog frumos să adresați întrebări. Întrebare pentru domnul președinte, pentru Radu, care a fost factorul decisiv sau cum l-ați convins pe Radu, cum te-a convins domnul președinte să revii, pentru că de mult nu mai fost aici. Da, pot eu să răspund primul. Da. Deci, logica mea, da, cum era, dacă băieții ar fi putut trece din grupa 3-a într-a 2-a, mai din timp, cred că aș fi jucat mult mai înainte Cupa Davis, însă au fost câțiva factori care nu prea mă lăsau, să spunem așa, să joc Cupa Davis. În primul rând, coincidea Cupa Davis cu Wimbledon, ceea ce, sigur, eu am pus prioritate să joc Wimbledon la acea perioadă de timp. După aia, cred că mai fost ceva turnee care coincideau cu datele de la Cupa Davis. Apropo, am avut și o discuție cu ATP, cu Association of Tennis Players, Asociația Jucătorilor de tenis. Am spus, pentru că coincide Cupa Davis cu Wimbledon, e imposibil să joc. Și cred că au făcut ceva schimbări în date sau ceva, adică au luat în considerație acest lucru. Dar am spus că imediat ce băieții pot trece dintr-a treia în a doua, eu voi participa. Adică nu a fost o convingere, dar a fost fel, așa, o înțelegere, mai spunem, neoficială. Și imediat cum au trecut, am spus că sigur voi participa și eu. Chiar dacă nu știam că voi fi atât de departe, încă în Uruguay, adică nu se știa niciun detaliu, dar decizia a fost luată din timp. Da, pot să confirm că Radu a fost deschis tot timpul, s-a arătat suportul, cu toate că n-a participat
fizic la aceste competiții. Tot timpul le-a oferit băieților sfaturi, le-a oferit suport, i-a încurajat și eu, noi am fost tot timpul înțelegători cu dânsul, pentru că dânsul are o carieră de sportiv, contează foarte mult să-și salveze acele puncte de la acele competiții pe care le joacă și noi am fost înțelegători. Suntem foarte bucuroși că fără Radu am reușit să ne calificăm în grupa a doua. Asta pentru băieții un succes foarte mare și noi suntem mândri pentru ei. Ne bucurăm că l-avem și pe juniorul Ilie Cazac, pentru că are o experiență deja de 2 ani. De când este alături de echipă, asta îl va ajuta pe viitor să participe la competiții. Iar lui Radu îi mulțumim pentru că anul acesta face parte și sper că vom scrie istorie anul ăsta și ne vom mândri împreună cu acest rezultat. Și o întrebare pentru Ilie, ai jucat cu Radu Albut în echipă, presupun eu, probabil e doar o copilărie tare, da? Cum te simți și ce părere ai? Desigur, când am fost copil, îl admiram și până acum îl admir pe Radu. Sigur, sunt foarte bucuros pentru această oportunitate și sunt foarte mulțumit, adică eu, nu știu, e un vis care se îndeplinește, pot să spun așa. Ilie, spune-ne, cum a fost în Academie la Maratog, ce ai învățat acolo? Pot să spun că a fost fain, adică au acolo o metodă interesantă de antrenamente, adică am fost mulțumit. Desigur, cu ajutorul federației și pot să spun că da, mi-a plăcut și dacă să fie încă așa o posibilitate să merg acolo, aș pleca, desigur. Radu, tu n-ai început anul prea bine din punct de vedere al meciurilor pe care le-ai disputat, ai fost învins ca și anul trecut în calificări la Australian Open, vei încerca astfel să te reabilitezi evoluând pentru Moldova în Cupa Davis, având în vedere că anul nu a început prea bine. Da, într-adevăr, nu a început prea bine, la fel cum anul trecut. Am pierdut, am jucat două turnee în Australia, ambele turnee am pierdut în primul tur, dar tenisul este un sport unde poți avea posibilitatea fiecare săptămână. Fiecare săptămână este un turneu nou, o posibilitate nouă, o șansă nouă să te să joci bine și sigur că voi încerca înainte de Cupa Davis să fie un alt turneu, cum am menționat înainte, voi încerca acolo să joc bine. Vor fi jucători din America Latină care sunt, spunem așa, specialiști pe zgură, care nu este ușor de jucat contra lor pe această suprafață. Dar, da, vom încerca să joc bine acolo, după aceea să continuăm cu turnee, cu meciuri de la Cupa Davis și urmează alte turnee ATP, adică ce că a început anul nu prea bine pentru mine nu înseamnă nimic. Continuu să lucrez, să mă antrenez și sigur să sper să am rezultate pe viitor mai bune decât începutul de an. Te mai vezi revenind pe teren și de această dată? Nu. De această dată cred că nu voi avea posibilitatea să joc, pentru că este echipa formată din 4 jucători, toți joacă foarte bine. Eu voi sta ca capitan și voi face totul ca să simtă bine băieții pe teren, să joace bine. Radu, cred că cunoști cel mai bine adversarul, ce mi-i poți spune despre Aș vrea eu să cunosc foarte bine adversarul, însă nu este chiar așa. Cunosc doar pe Pavel Covas, care este, am citit aici informație, top 19, fost top 19 ATP. La fel cunosc fratele său, care a jucat destul de bine, însă am vorbit cu ei chiar acum, cu Pablo chiar acum în Australia, a spus că nu va participa la Cupa Davis, nici el, nici fratele său. Dacă să luăm ceilalți membri ai echipei, care sunt mai tineri, nu cunosc pe nimeni, respectiv clasamentele lor sunt puțin mai slăbuțe, să spunem așa, însă nu ar trebui să subestimăm adversarii, pentru că, cum am spus mai înainte, jucăm la ei acasă și acesta este un lucru foarte avantajos pentru ei.
ar trebui să ne concentrăm fiecare meci, fiecare punct și da, când ești acolo, orice poate să se întâmple. Din câte am citit în informații pentru Copa Davis, scrie că capacitatea terenului central ar fi de 1000 de oameni, adică nu este chiar mare, dar oricum dacă ai 1000 de oameni care sunt împotriva ta și susțin adversarul, este avantaj pentru ei. Și da, deja cred că vom face mai mult, vom afla mai multe informații de la ei, despre ei pe parcurs. Cred că vom încerca să întreb alți jucători care au jucat cu băieții din Uruguay, care sunt stilurile lor de joc, care cum joacă. Poate să urmărim ceva video pe internet, să aflăm măcar la ce trebuie să ne așteptăm atunci când ieșim pe teren. Domnul Ciprii, de regulă, în urma evoluțiilor bune a echipei, jucătorii sunt premiați. De această dată îi motivați cumva financiar? Da, într-adevăr, suportul sau, să spunem așa, motivarea financiară contează foarte mult, pentru că asta le permite după aceea să folosească acești bani să participe la alte turnee și de data asta le-am promis o motivare financiară, dar depinde cum vor juca. De data asta am propus o formulă nouă pentru va fi premiați pentru fiecare câștig. Fiecare joc câștigat va fi un premiu. Trebuie să facem o mențiune pentru că nu toți jucătorii echipei naționale sunt prezenți. Ilie Snițăr este momentan în Turcia, în Antalya, iar Alexander Kozminov este în Tunisia, participă la un turneu. Sperăm să aibă succes acolo, după care va zbura direct în Uruguay. Ambii se vor alătura, da? Da. Andrei, dacă ai comunicat cu băieții, cu Ilie Snițăr și cu Alexandru Cosbinov, cum se simt ei, cum i-a prins noul an, ce formă au, pentru că nu prea am tot urmărit în ultima perioadă. Cu Alexandru Cosbinov am fost împreună la un cantonament, aș spune așa, 3 săptămâni, a jucat o finală, este în formă destul de bună și Ilie Snițăr este în Turcia acum și nu prea am ținut legat, adică vorbesc, dar nu știu în ce formă este. Băieții vin amândoi, toată echipa o să fie cu o săptămână înainte de meciuri și deja vedem cine și în ce formă o să fie. Radu, de obicei joci meciuri la simplu, la Copa Davis va fi și meciuri de dublu. Cine ai preferat să fii în direct? Dacă vei juca? Sigur, cum a spus Andrei mai devreme, vedem cine și în ce formă se află la moment, dar nu este așa, aș prefera. Noi trebuie să ne concentrăm la aceea să aducem un punct, să câștigăm meciul. Așa că cred eu că persoana care va fi mai în formă sau Ilie sau Alexandru, cred că va juca cu cineva din ei. Însă am experiență să joc cu Cosminov, pentru că am jucat cu el câteva turnee înainte și chiar am câștigat unul. Cu Ilie n-am jucat din păcate niciun turneu și da, doar asta pot spune. Dar preferință absolut n-am pe nimeni. Meciurile cu Portugalia acasă. Se duie foarte mult, poate să se repete aceeași situație, să jucăm un meci acasă. Da, vedeți că eu am mai multe meciuri în memorie, nu doar cu Portugalia. Cred că Cupa Davis este o competiție care m-a ajutat să am, nu știu, niște recorduri personale, să numesc așa. Sunt 3 meciuri care le-am câștigat atunci când pierdeam 2-0 la seturi. Din păcate, acum nu se mai poate repeta acest lucru, pentru că Cupa Davis se joacă doar din 3, nu din 5, ca înainte. Dar, sigur, meciul cu Portugalia a fost un meci marafon, am jucat, nu știu, 4-5 ore, nu știu cât am jucat. La fel a fost și celelalte meci care am jucat cu Belarus, la fel în Chișinău.
Și alt meci interesant care tot am câștigat când eram 2-0, perdeam 2-0 o setură, a fost contra Bosnia și Herțegovina la ei acasă. Da, sigur că aș vrea să se repete meciuri de Cupa Davis la noi în țară. Eu cred că orice fan a tenisului ar vrea să privească aceste meciuri, să fie prezent, să susțină naționala noastră, pentru că noi nu prea avem așa competiție și ar fi ceva interesant pentru toți, pentru toți iubitorii de sport chiar. La Australian Open pot spune doar Djokovic. Mereu sunt aceleași întrebări, cine crezi că va câștiga, dar câștigă mereu Djokovic ultimii ani, așa că voi merge cu statistica Djokovic. Sigur că are adversari foarte buni, cum ar fi Alcaraz, chiar și Deminor l-a bătut acum o săptămână la United Cup, în două seturi, apropo, dar da, Djokovic este favorit numărul 1 în lume și cred eu că va câștiga din nou el. Este, nu aș vrea să comunic această sumă înainte de competiție. Cu siguranță după. După, da. La câte zerouri? Poftim? Câte zerouri? Asta tot o să vă spun după. Da, și o întrebare pentru Radu. Ai debutat la Jocurile Olimpice de la Rio. Ți-ai mai dorit o participare la Olimpiadă? Sigur că da. Eu am fost și în lotul olimpic pentru Tokyo. Însă n-am putut pleca acolo, din păcate. Da, aș vrea foarte mult să particip în Paris, anul acesta. Cred că ar fi o experiență interesantă. Ar trebui doar să-mi ridic puțin clasamentul, pentru că la moment sunt clasat 130, ceea ce nu cred că este de ajuns. Și eu cred că este, pentru orice sportiv, este un vis să ajungi la Jocurile Olimpice, mai ales că toate Jocurile Olimpice au fost ba în Brazilia, ba în Japonia și acum este în Europa, ceea ce este mai aproape de casă, adică este, poți să spui că joci acasă, cum ar fi. Și aș vrea cu siguranță să ajung și acolo, da. Ce trebuie să faci ca să ajungi la Jocurile Olimpice? Calificarea la Jocurile Olimpice sunt după clasamente. Din fiecare țară pot intra maxim 4 jucători. Deci dacă americanii au 10 care sunt clasați în primul 100, nu pot pleca toți 10, doar 4. Și da, respectiv trebuie să ai un clasament mai înalt, pentru că participă doar 64, mi se pare. Tabloul de 64. Și, na, asta e tot ce trebuie să faci. Să ai clasament mai înalt. Foarte simplu. În top 100 sau... Nu este o cifră, pentru că pot mulți să refuze. Chiar dacă ei sunt calificați pentru Olimpiadă, ei pot spune că nu vor să joace. Așa că... Ideal ar fi top 60, ca să fii sigur că intri. Pentru că tabloul de 64. Dar... dacă așa se ghicesc o cifră, cred că spune top 100 ar fi de ajuns, da. Dar statul a anunțat niște prime extraordinare pentru cei care vor reuși la Olimpiadă. Cei care se califică? Motivație financiară, da. Ok, nu am auzit de așa ceva. Chiar o medalie de aur fi recompensată. Ah, medalie, păi da. Stop, medalie de aur și celelalte medalii știu că sunt recompensate. Am văzut și premierea de după Rio, am fost la gala olimpică atunci când Tarnovski a luat medalia de bronz. Dar cei ce legat de medalii sau cei ce legat de calificarea olimpiadă vor fi compensat, n-am înțeles. De o evoluție cât mai bună la Jocurile Olimpice, chiar și în tenis, dacă reușești să obții medalii, nu te motivează totuși? Păi sigur, imediat ce nimerești la Olimpiadă, sigur că te motivează să ai rezultat. Nu pleci acolo doar de dragul participării la competiție, dar eu cred că orice jucător ar vrea să ia o medalie la Olimpiadă și da, sigur că mă motivează. Dacă voi intra la Olimpiadă, voi încerca să iau și eu medalie. Domnule președinte, ca
Care sunt cele mai importante obiective ale federației pentru 2024? Desigur, este câștigarea competiției din Uruguay, ca să putem să avem șansa să jucăm acasă. Dar pentru noi la fel de important este și pregătirea noilor jucători. Cu acest scop pregătim o bază proprie sportivă unde sperăm anul acesta să o deschidem, și pentru noi aceasta este la fel de important, la fel aceleași emoții le trăim pentru că avem speranța la un nou început și sper că după ce își va încheia cariera Radu, experiența lui o va partaja cu noi jucători și vom reuși în felul ăsta să avem tot timpul jucători în top. Da, baza proprie despre care spuneați, ce constă, ce infrastructură are? Vom avea 6 terenuri acoperite și terenurile sunt acoperite, nu sunt cu sistemul balon pe care îl cunoaștem. Majoritatea terenurilor sunt acoperite cu aceste baloane și simți un disconfort pentru că este diferită presiunea de aer și plus este un ecou, nu mai e suficient aer acolo ca să poți să te antrenezi confortabil. Cred că este o infrastructură unică nu numai în Moldova, nici în România, nici în chiar Ungaria. Nu am putea să găsim o sală cu 6 terenuri acoperite și în afară de aceasta vom avea terenuri de zgură. Numărul lor încă nu știm, dar cel puțin 14 terenuri vom avea. Vrem să aducem pe cei mai buni. Mă refer aici nu numai la antrenorii noștri, dar vrem să aducem pe cei mai buni antrenori. În primul rând pentru juniori, dar să completăm acele probleme sau acele goluri pe care le avem, adică noi avem foarte mulți juniori și când ajung la o anumită vârstă își pierd din calitatea jocului și asta trebuie să îndreptăm. Chiar dacă nu o să găsim la noi în țară, o să aducem din afara țării și sper că o să avem o bază sportivă, o infrastructură excepțională și vom reuși în felul ăsta să aducem și competiții și să le ridicăm nivelul de joc la tenismenii noștri. Ar fi posibil ca această bază să fie pusă la dispoziția jucătorilor în acest an sau durează mai mult? Da, în anul acesta, în toamnă, vrem să o deschidem. Domnul președinte, dacă învingem Uruguayul și avem ocazia să jucăm acasă, care va fi gazda acestor partide? Pentru că sper că și jucătorii și aduc aminte, am fost Crai Nicola Reni la partidele anterioare jucate la Manej, a fost o atmosferă frumoasă. Unde am putea acum să jucăm și să fie foarte mulți spectatori? Sunt mai rezervat atunci când vorbim despre planuri, pentru că haideți mai întâi să câștigăm și după aceea vom face aceste planuri. Nu cred în superstiții, dar totuși n-aș vrea să ne facem planuri înainte de câștig. Cu siguranță vom găsi o locație bună unde toată lumea care vor să susțină jucătorii noștri o să poată să o facă. Dacă mai sunt întrebări, vă rugăm. Dacă nu, vă mulțumim pentru participare și sper să anunțăm după acest concurs din nou o conferință de presă în care să ne întâlnim și să răspundem la toate întrebările care vă vor interesa.
Mulțumim foarte mult, vă dorim o zi frumoasă în continuare. Succes! Și mai bine. Mulțumim frumos! Mersi!